la articolul 133 aliniat 1 și articolul 134 aliniat 1 și aliniat 5 prin discuția asumată din 149 din 19-10-2023 a fost convocată și în urmarea Consiliului Local. Toate proiectele înscrise pe ordinea acestui nu reținesc condițiile prevăzute de articolul 136 aliniat 1. Sunt într-o cel de rapoartele de specialitate ale formale compartimentelor de specialitate și ajutele consultative ale comisiilor din cadrul Consiliului Local. La această ședință sunt prezenți 13 consilieri, deci domnul Oprea Zornii și domnul Mătălina Limon. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal de natură patrimonială care le-ar putea influența obiectivitatea să se abțină de la deliberare și adoptare. Da, bună ziua. Dăm citire ordinii zi. Proiect numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din data de 29.09.2023. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului Consiliului Local de Legiu în Comisia de Evaluare a Calității în Școala Gimnazială de Legiu. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate la situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoane care locuiesc pe raza comunei de legiu care justifică acordarea ajutoarelor de urgență, precum și procedura și condițiile de acordare a acestora în conformitate cu legea numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Hereziu în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi al ședinței AGA ADIM din data de 25.10.2023. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Hereziu în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi al ședinței AGA ADIP din data de 6.11.2023. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Comunei Hereziu în domeniul public al Comunei Hereziu a imobilului teren în suprafață de 653 metri pătrați, categoria de folosință pășune. Și proiect numărul 8, diverse. Cine este pentru? Cine? Nu știu, dăm citire în continuare. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.09.2023. Cine este pentru? Abține. Așa, proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024. Cine este pentru? Domnul patron. Și, să facem propunere. Facem propunere, da, pentru... Domnul patron. Cine nu a fost? Cine este pentru domnul patron? Cine este pentru? Și un pleam, vă rog, să alegeți. Pentru orice eventualitate, rezervă? Da, propune și o supleant în situația în care se întâmplă ceva. Nu, mai e din ianuarie cu 6 luni. Aaa, da, să vezi domnul Andrade. Cu 6 luni, când am mers, 6 luni din ianuarie. Da, foarte bine. E corect? Da, da, da. Fii, da. Cine este pentru? Cum vă pare locul? N-am, băi, el se începe la a doua tură. Ce fac? E prea mult. Bine, proiect de hotărâre privind desemnarea membrului Consiliului Local de Legiu în Comisia de Evaluare a Calității în Școala Gimnazială de Legiu. Doamne, ce cine este pentru? Nu cred. Pot, pentru că am un program foarte încărcat și nu știu. Cei care s-au calificat până la domnul Stoica. El era intră la următorul, la DIP. Da, da, da. Cine e pentru? Domnul Stoica, cine e pentru? Cine e pentru? Tatăl meu. Mergem cu bădălare.
Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele care lucrez pe raza Comunei Elegiu, care justifică acordarea ajutorului de urgență, precum și procedura și condițiile de acordare a acestora în conformitate cu legea numărul 416/2021 privind venitul minim garantat, modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile articolului 28 din legea 416 privind venitul minim garantat și articolului 41 din hotărârea Guvernului 50/2011, normele de aplicare a legii 416, primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență în bani sau în natură familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate apărută ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizodii, precum și alte situații deosebite care pot duce la apariția și sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate, stabilită prin hotărârea de Consiliu Local, care va cuprinde și procedura și condițiile de acordare. S-a procedat la un regulament care se stabilesc situațiile deosebite și modalitatea de acordare a ajutoarelor conform legii 416. Da. Dacă vreți să mai spun două, trei cuvinte, am ajuns la concluzia asta, pentru că în decursul anului, cel puțin în ultimul an acum, au fost mai multe solicitări din partea persoane care ajunse la necaz, la nevoi și care nu aveau nicio resursă materială pentru a-și îngropa un apropiat, de exemplu, în caz de aderei, de acolo unde ții sau unul jumătate, când un domn sau o sav, fără aparținători, nici măcar nu locuia pe raza comunei noastre, avea doar domiciliu, pentru că era elegea drept, o mustrăie, să spun așa, era prin decedat, destul de la mod, trebuie să fac ceva cu el. Adică sunt soluții și situații care la un moment dat trebuie să ducem la capăt noi ca și autorități. Bineînțeles că nu l-am dus acolo, am găsit o soluție și l-am dus și am făcut ce se cuvineau. La baza acestui proiect a stat mai mult o solicitare din partea unei fetițe din DR. M-am un pic, domnul, o secundă. O fetiță din DR, studentă la medicină anul 2, cu resurse materiale foarte, foarte limitate și care m-am gândit noi și cred că și dumneavoastră de acord să venim în sprijinul dânsei, nu cu sume foarte mari, nu le permitem noi sume foarte mari, dar eu știu o sumă modică, manual, în care să o încurajăm și să o poată duce la capăt facultatea respectivă. Asta nu înseamnă că și chiar vă insist și repet lucrul acesta, nu aș vrea să fie o regulă și o regulă generală, pentru că bugetul comunei noastre clar este limitat și clar este mic, dar acolo unde chiar sunt societăți de genul acesta, bune, calculitate sunt foarte bune la învățătură, unde familia nu are niciun venit. Repet, cred că nu știți cazul de la DLA, o fetiță deosebită, de oameni foarte simpli, cu ajutor social, m-a intrat la medicină, este anul 2, inițial fost... O știți foarte bine. Păi nu știu dacă vorba de aceea, da, de ce, de ce care ați ajutat-o dumneavoastră. Da. Foarte mult și sunt convins că dacă mai fi și mai multe cazuri de acest fel, cu siguranță vom găsi resurse să-i sprijinim. Nu știu dacă vă imaginați cât de greu a fost să treacă de la un buget la fără taxă, la o medicină care înseamnă cu adevărat carte acolo, un copil extraordinar. Nu vă spun că având ore la... Astă vara a fost plecată la muncă în Germania, de exemplu, două luni jumătate cât a avut timp să muncească să aducă un bănuț, iar părinții, fiind cu ajutor social și având prestat ore la primărie, una din zile era chiar fetița cu un sac prin centru, mă spunea să fac la fetița asta chiar nu-i cazul să stăm cu ea noi din centru. Înțeles că nu a deranjat-o și că e învățată cu munca și că dovadă sunt rezultate pe care le obțin. Dacă vor mai fi și alte cazuri,
cu siguranță împreună cu dumneavoastră vom găsi soluții să îi sprijinim, dar repet, cu nici în condiții așa, drase, să spunem, pe lângă notele foarte bune, pe lângă situația materială, pe lângă situația materială să fie de nivelul ăsta, nu vorbim de cazuri cu părinți angajați, cu bunuri, cu mașini, cu nu știu ce. Deci, pentru fetița respectivă a fost în primul și în primul rând gândit acest proiect. Dacă sunt discuții pe care voastră, doamna Codic, îmi scuze. Da, vreau să întreb cât este ajutorul. Dacă a stabilit. Da, da, este în proiectul de hotărâre trecut o sumă minimă și maximă 3.000 de lei. Cred că 3.000 de lei o să ia. Pentru că trebuie să aveți în vedere că este ședința Consiliului Local, informația este publică și ne putem trezi cu multe solicitări. De este că n-ar trebui să facem discriminare. Sunt mulți copii în situația asta. Eu știu un caz cu o mamă divorțată cu 3 copii care stă în chirie și care are fata tot la Iași la medicină și tot la taxă. Deci vor mai fi situații de genul ăsta. Da. Nu, acceptul să-i dau, o să-i dau. Da. Deci sunt cazuri multe extreme și va trebui să aveți în vedere că se constituie un precedent și că trebuie să aveți, să fie un buget alocat pentru acest proiect. Am luat lucrul acesta. Noi astăzi discutăm doar un proiect de hotărâre care era nevoie să avem cadrul legal, pentru că nu l-aveam. În funcție de bugetul pe care am și prevăzut să proiectul acesta, în funcție pe care îl avem, noi azi nu avem niciun bani prevăzut de pentru fetița asta și care nici măcar nu știu dacă... teoretic nu pot, dacă ne-a locare bugetară să... Păi, vorbim de anul viitor, pentru că în anul 2024, clar, vom prinde în buget o sumă care va fi doar pentru situații de urgență de genul ăsta. Un deces fără aparținători, o fetiță, două, trei, care are rezultate foarte bune și care au și o situație materială precară. Am putut niște date acolo cu părinții să nu aibă serviciu, să nu aibă bunuri, să nu știu, mașină, apartament, chirii, sunt mai ceva, ceva. Eu zic că sunt binevenite și că copii de acest calibru trebuie să ajutați de noi, chiar dacă le punem în balanță unele utilități care poate ne putea face. Nu știu, 5 lămpi pe care să-l schimbăm la trăguță, să spun. Poate încet, încet vor mai fi de așa este. Și da. Este pentru? Da. Să mai departe. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Eregiu în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, parcă cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi al ședinții AGA ADIP, din data de 25-10-2023. Este propunere, este domnul Mărgăriu. Sunt două ședințe, una pe 25, una pe 6. E vorba să aprobăm ca un mandat pe care îl dăm, însă cinem pe reprezentantul nostru, să voteze în ședința AGA a DIB-ului, proiectul de ordine ce al ei acolo. Noi, atât la Jumbu, cât și Adisul, sunt rolul pentru noi la care facem parte doar... Și reprezintă nu mai scrie privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al Unității de Teritoriale Comunale. Reprezentantul legal al Unității în Comisia ADIP. E cel pe care l-ați sărcinat dumneavoastră pe... La Consiliul Local, ea nu înțeles. Credeți că e greșeală de legată de... Definitiv. De acolo, nu? Nu știu. Adică e vorba de un consilier sau e vorba de primar? Cred că e vorba de un consilier, că așa a fost de fiecare dată. Și așa ar fi și logic. Deci, la vedere, că întotdeauna... Păi, Consiliul Local al Comunei Eregiu, în calitate de autoritate administrativă, acordă mandat reprezentantului său legal. Consiliul Local acordă reprezentantului său legal sau al ATU-ului? Său legal. Al Consiliului. Al Consiliului, nu al Comunei. Spunea doamna Mariana, domn primar sau viceprimar? Ce le-au transmis?
Deci vorbim de Consiliul Local al Comunei, nu vorbim de autoritatea administrativă teritorială. Reprezentantul nostru, Naga, este fixat de anul trecut la început. Da, a avut în proiectul respectiv doar mandat să voteze Curtea de zi problemele care le-are adicul, la care noi știți foarte bine, nu suntem luat membri, fără să avem un cuvânt de spus, că nu avem relații cu Crabu, nici cu Adizul Romprest, de practic diferit, separat de... Doar că suntem membri a celor două asociații și plătim o cotizație mică sau mare, nu știu. Da, ce vrei să plătim? Mai departe, mergem mai departe. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Elegiu în AGA, Asociație de Dezvoltare Comunitară Bacău, cu privire la punctul 1, scris pe ordinea de zi al ședinței AGA-DIP din data de 6-11-2012. Este o altă ședință. Una este pe 25, adică mâine, și una este pe 6-11. Nu trebuie să ordinezi proiectele, pentru că bănuiesc, ca să fie întocmit legal AGA, au nevoie de reprezentanți cu intervenția din partea din cele 25 din 6-18, da. Cine este pentru? Da. Da. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Comunei Elegiu în domeniul public al Comunei Elegiu a imobilului teren în suprafață de 653 metri pătrați, categoria de folosință pășune. Da, e vorba de bucățica aceea de 630 metri pătrați din dreptul stânelui Ionic Iancu, ca să Drumul Poienii, unde se va construi stația de distribuție în gaz. Despre asta nu. Da, pe nu ți-a zis pe urmă. Ce ne este pentru? Bine, și ultimul punct, diverse. Ce ne se scrie aici? Doamna... Ce-o să scrie? Da, da. Deci, pe 27 noiembrie este ultima zi în care se mai depun oferte. Din momentul acela se află câștigătorul licitației. Dar este depus până acolo oferta? Da, nu știu. Nu am vrut să cer oferta, pentru că nu ne ocupăm, că am făcut o consultanță. Nu cred că e depus, pentru că până pe 27 mai este mult. Mă sunaseră. Am fost sunat de mai mulți interesați, gen domnul Șapcă, gen domnul Lachi de la Forcel. Cu siguranță vor fi firme interesate, pentru că e vorba de foarte mulți bani, e vorba de o lucrare în apropierea Uneștiului, o lucrare care, din punct de vedere, nu este foarte, foarte grea, ținând cont că satul Plătirea la desfășoară pe o colină ascendentă, apa sus, simplu să ajungă ca și canalizarea de altfel, de fi de foarte, foarte multe pompe. Mult hat în misia, e analizat, chiar și aseară întrucează cineva o fotografie, vedem ce se întâmplă. Eu sper că să nu avem contestații, pentru că asta este sigura mea teamă, sigura mea grijă. La ANAP a trecut foarte... Păi, cu asta e singurul care poate produce acum ar fi o contestație care ar pe lungi termenul. Nu cred că se va întâmpla lucrul acesta, pentru că, din câte știu, inclusiv legea aceasta a contestațiilor s-a mai schimbat între timp. Trebuie să ai argumente clare, solide, să... Tocmai de aceea am și ales, cum organizăm noi, pe urmă, copii de consultanță în citația, să nu pot o lucrare foarte mare, cu valoare destul de ridicată, să nu avem surprize legate de contestații. Sunt specialiști care se vor ocupa și eu cred că nu vor fi contestații care să privească aceste. Tot ce ține de noi este finalizat, din punct de vedere al studiului de vizabilitate, avize obținute, acorduri, tot. Rămâne să înceapă lucrarea efectivă și să dea Dumnezeu să fie apă, să ajungă peste tot. Omul să înțeleagă că apa e doar pentru uz personal și casnic și nu... Ținând cont de situația în care suntem astăzi, adică nu vă spun că am muncit două săptămâni întreagă pentru o sursă de apă la persoană. O sursă existentă de altfel la Plătirea. Deci acum 4, 5, 7, 8 ani domnul de la viceprimar, nu se lua în calcul și nici măcar nu ne gândeam că să rămânem fără apă la Plătirea sau la Ghinegiu, acolo unde
existau pânzii freați și izvoare care asigurau, eu aveam magazin la soacră mea în curte și curgea apa, grădința știe foarte bine, la izvorul acela din față, fără oprire. Adică nu era o zi în care să nu curgă apa și nu s-a dat pe vitele acolo. Ei, vă spun că nu este apa, am țăpat acum din Crețești pe acolo, mă rugat, cei din Crețești, prin Pădureți, nu știu cum să fac un interaj. Un metru și ceva, 2 metri mai jos, am găsit o pungă de apă, în 4 ore, 12 ore s-a finalizat. Adică am început să curgă cu debit mai mare și apoi iar s-a oprit. Nu este apă, știți cu toții, se întâmplă catastrofă, nu mai este catastrofă. Nu știu ce o să fie, o vedea cu toții, mi se pare că nu e în regulă, să ai 32 de grade la sfârșitul octombrie. Nu știu nicio mai ajutorul. Noi încercăm. Deci, concret, nu vor începe anul acesta de plătă, pentru că lumea e disperată de... Dar este cu proiectare, nu? Tu mai este sprijinul, deci nu o să fie că fi cu proiectare. Pe perioada ieri se va finaliza față de proiectare. Nu că va de comisii, chiar este sediu și oamenii... Faza de proiectare și eu știu, eu cred, îmi doresc ca și voi de altfel, indiferent ce se spune, din campanie, din valerie, cu fiecare scădeți un urmat, îmi doresc să înceapă lucrarea asta. Îmi doresc să fie apă, îmi doresc să, nu știu, să fie bine și să nu mai fie discuția asta. Toată lumea trebuie să aibă apă, asta este clar. Nu vă soluții. Deci eu nu văd, nu că mă dau o depășit sau... Nu sunt soluții. Din punct de vedere, soluția cea mai la îndemână ar fi, nu știu, o gândită, un proiect macro, cu aducțiuni dintr-un baraj în Valea Uză, nu știu, să-i facă barajul la Belgi, în care să dea voie să iei și să o tratezi. Adică, inclusiv ăsta ar fi o soluție, pentru că și chiar pentru de lei. Că dacă barajul s-ar înființa, de la complica care noi gândim azi la Vlătirea și până la prima conductă de la PDLM, ar fi un kilometru și mai de 2 km. Orice pompa ar putea să împingă, dacă stai să te gândești bine. Dar... Și mai am întrebare dacă... 2026 de ce fie gata. Pe barajul de la... Adică l-am văzut proiectul, că l-am studiat împreună la directorul de la mediu, pentru că suntem parte acolo în discuții, că pe terenul Vateului, într-un fel, se desfășoară mare parte din proiect. Nu va fi același proiect la un gândit care ne are copii când ne-a cu bărcuța pe acolo. Nu, e o chestie care va fi doar de deversare, care va stăveni până la un punct. Apa se va întinde mai mult pe lungime decât pe lățime, adică dacă vă veniți și vedeți cuveta aceea a fost un baraj, nu va fi acoperită în lungime cu apă, decât cam cât ține albea minoră și majoră a Taslăului de astăzi. În urcă, cum v-ați pregătit, l-a îndiguit. Da, dar acum o să fie un avantaj. Clar, va fi un avantaj pentru că ar mai crește, spunem, pânza freatică, dar tot ne-ar ajuta. Deci dacă nu plouă, nu-și revine timpul așa cum a fost cândva, e o problemă gravă. Dar nu are cum să-și revină, discutam, nu are cum să-i plouă și să-și revină, deci, cum a fost cândva, pentru că dacă vreau să mergem vremea și clima, tot timpul pe planeta asta s-a schimbat. Noi nu putem aștepta că o să fie cum a fost acum 10, 20 sau 30 de ani. Mai de asta am spus eu, nu există așa ceva. La nivel macro, la nivel minim. Adică nu lași în sarcina domnului Aubate să-și găsească soluții de apă, pentru că e o problemă gravă. Iar pentru zona noastră, și doamna Părinte știe foarte bine ce spun, că împreună am făcut atea ușa, lucrurile astea, de la hotelul Helen și până la Dumbrava, Parea de Buravăi, Rechi, zona asta noastră, nu există apă de mare adâncime. Adică nu poți să forezi. Eu am furat, am fost nebun la teren, pentru că am vrut să am un pariu cu mine și care l-am pierdut, din păcate. 115 metri și nu am niciun gram de apă. Când acel proiectant, domnul Bontaș, mi-a spus clar, domnule, dacă ați trecut de 35 de metri, nu mai găsiți apă. Așa a fost. 33 și 35 de metri au curs apă și curge în continuare, dar curge o apă care ar ajuta la două gospodării, la trei gospodării. Ei, nu știu cât să-și permit un foraj de 40 de metri să scoată apă doar pentru o gospodărie. Înțelegi? Nu este apă în zona noastră. O să fie o problemă, cred eu, destul de mare în viitor, pentru că au scăzut foarte mult, inclusiv acele rezervoare de apă. Scădeam cu cineva de la Apele Românii, cu puteri de decizii, care se plângea, și ăsta e cuvântul, că după socotire și după calculul lor și poate nici nu îți dau informația asta pe camere, că în două nu se trebuie să rămână fără apă tot ce se amurașe, legat de Valea Uzului. Nu mai există practic barajul, știu dacă a observat. A fost bolit să se curățe și așa. Iar apa de la Uz, râul acela Uz sau râul ce asta care alimentează acel rezervor, acel baraj, a scăzut foarte mult în debit, că se consumă mai mult în Bacău, Onești, Târgovna, Bofteana și cum ne mai fi, Dărmărești, decât pentru ce... Deja acolo e o problemă și mai gravă. În fine, da. Așa, atunci. Și la începutul anului se discuta că este posibilitatea să asfaltăm, să betonăm mai exact, cu de la Muban. Să mai întâmplă ceva în asta?
Deci funcțiile romane, dacă avem proiect depus pe CNI și, și numai pe CNI, nu sunt finanțate, avem proiecte finalizate, nu sunt, nu am contract de finanțare cu el, nici nu le-am mai discuții. Pe partea de Costea avem urmă finanțare cu bugetul local, cu contract semnat, chiar am încercat să fie fizicat, dar l-am oprit pentru că n-aș vrea să fiu tâmpit și să nu se betoneze în toamna asta și în februarie martie să-l salteam ca să punem în apă și canalizare. Pentru că, clar, în toată grătirea, deci orice discuții, oricât de mult am mai opune cineva de acum, nu se mai poate opune. Contractul este semnat, există sub de finanțare, se va în cei lucrurile respective. Că se va finaliza mai devreme sau mai târziu, nu știu asta. Nu sunt Nostradam, nu se știu. Și ulterior, cum se știu? Dacă ești un pastor, m-am dat la Cămin și m-a ținut 5 ani să termin Cămin, ferească Dumnezeu. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt dizoase, declară în chestiune. Nu, mai are domnul Stoica, vă rog. Având în vedere cazuri de mai sociale, speciale, care tot le-am mai simulat. Sunt câteva cazuri de cadere, adică în sensul că ei nu au niciun venit, sunt bătrâni. Nu, pensie nu are, așa, și măcar, nu știu, sunt măcar trecut la un ajutor social, la ceva, măcar cadrul ăla de care vin de alimente să aibă pe oameni. Sau unde mă sunt la am și înțeles, n-am fost astăzi la urmă. Să fiți doi ori, dar au mai zis de 7 ori. Deci, ce se întâmplă? Ce te numele lui? Nu mă pot ocupa eu și nici colegii mei din primărie să-i aducem forțat într-un fel sau altul să le facem ajutoare sociale. Toți cei care au depus cere la noi au fost acceptați. N-am nicio cerere pe care o să o fi refuzat. Eu nu ies cu un aparținător cineva, dar asta înseamnă că nu trebuie să ai un venit cineva să faci o pensie de 1000 de lei. Pentru a lua ajutor social, nu mai ai venit absolut deloc. Ești zero pe venit. Deci nu are deloc venit? Nici. Nu o să cred că un timp de 70 de ani să n-ai venit, dacă el o putin trebuie să văd cum a lucrat. Are 70 de ani? Are, are. Nu știu. Nu știu, posibil să ai un venit și să-ți dea. Da, nu știu. Da, nu știu. Da, nu știu. Documentele pentru pensie, că ar fi trebuit să primească. Ar fi trebuit, dar nu 5 de ori clas prin lucrurile la un șantier, un filocratier. Mai mult. Nu o poate deportat cum trebuie. Părinți oare, clasă oare, nimic oare. Să poți să social, să intereseze. Dacă are vârsta de 70 de ani, posibil să trebuie măcar 15. Deci dacă vine la cuvântul. Nu s-a dus nimeni să-i caute. Nu poți să. Precizați asistența socială de aici. Și atunci ai fost în asistența socială, ziua de lucrurile care respectivă. Nu? Nu. Te-ai însurat ce vrei. Nu e însurat. Săptămâna celălaltă, după început cu întâi, vom da ordine de începe a lucrurilor la școala de la Drăgugești. Copiii vor fi aduși la școala de regiu, două schimburi primari la dimineață, gimnazială, la amiază, sperăm să o terminăm în termenul 1 iulie, vreau să se încadreze în termen. Da, vreau să întreb despre căminul de la religie. Nu l-am inaugurat, l-am recepționat, urmează să-i face și o inaugurare, nu l-am fixat. Nu se încă mai avem de mandat partea de proiect de notări. Să finalizăm partea din bibliotecă, că vin cu trarea elegiu, mi-aș dori și indiferent ce se vorbește, că Elena mai spune cu toții că avem și timp să discutăm. Sunteți invitați cu toții ori la orice eveniment. Nu trebuie să spun primarul, ești invitat la evenimentul respectiv. La Ciprian Ați și trebuie să fie altcineva. Să fie un cămin de centru care mi se pare că are destul de bine și să pretează avea diferite activități. Chiar mă gândeam și cred că voi face și lucrul acesta să mut casa de comunii în cămin, să se organizeze comunia acolo, să nu vedeam aici sala de consiliu. Cred că destul de îngust și nu e în regulă. Și aștept și din partea dumneavoastră să veniți cu solicitări vis-a-vis de mai multe evenimente. Eu am din gând un bal la gospodarul, o chestie de ziua Iniei, de nu mai știu ce. Este păcat, este în centru, biblioteca acum utilată pe care o finalizăm, mobilată cu mobilier nou,
eu cred că e păcat să nu mai aibă viață. Pentru că mai avem, să spunea unică mai devreme și au auzit ce spunem, legat de cărmintea Brătila. Pentru ce să mai facem un cărmintea Brătila când avem trei clădiri care n-au viață acolo? Și nu știu ce să le fac, adică nu ține de mine. Veniți și dumneavoastră cu idei... Cu idei... Măcar o dată pe lună. Ce se întâmplă cu școala aia? Sigur. Nu este o dată pe lună. Au fost vacanță. Cadrele didactice. Sunt atâtea cadre didactice. Pot o dată pe lună să fac o activitate acolo. Deci bibliotecarul de la Helegiu a avut atâta și până acum. Pentru că chiar dacă am înființat că Mirom, avem două sucursale pe care am înființat acum 4 ani de zi și colegii de coasă vă confirmă lucrul ăsta, chiar își dă că eu îmi doresc foarte mult. Nu vă spun că am luat legătura cu două ansambluri folclorice de la Dofteana și de la Sândulei, de fapt cu reprezentantul ansamblu respectiv, să vină, poate pot organiza cu tinerii din comună, pot la post, din partea părinților, un curs de dans, un curs de folclor, nu știu, post țerbalea. Deci sunt deschis la orice discuție. Și poate să vedem din partea oricând, nu mă deranjează. Adică chestia aia cu campania, ce vrea să ferești, să fie o sănătos. Instructor de instrumente. Deci poate să vină orice. Deci mi-aș dori ca că nu de la el să aibă viață. Și vă spun zice că îmi doresc lucrul ăsta. Pentru că n-arată rău. Și uite, deci vreau să avem locale față, are culoare, înăuntru de ochiul, apă, curent, toalete, o să-l vedeți, o să-l vizită. Apa, nu o să aibă, că apa nu ridică acolo. Ba ridică, domnule. Ridică, dacă ridică la dumneavoastră la etajul 2, ridic și acolo, stați liniștit. Eu nu am apă de la... Ei, nu aveți. Aveți mai mult decât are oricine. Eu vreau la 500 de euro scoala aia. Nu scoala aia la asta. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Da, viață, la cum te n-aveți. Vino, băi, vino cu soluții și eu dau mâini. Mă aduc aia la prodoierii, la cum la cât, cât să fac casă pe plasticarul meu. Și asta, aș fi deschis să facem ceva. Da, dar copiii și pe treaba. Din cauza că se ținea școală cu băi nu mori. Voi, rămâna luată cu cercul școală, la plătirea aia vreau și gata. De ce? Numărul copiilor de la Drăgucești. Voi de la Drăgucești ați obținut să rămână acolo, la noi i-ați spus. Dar sunt trei copii, domnule. Sunt trei copii. S-au pus la Unești. S-au pus la Unești. N-au fost cât ați venit la ei. Ideea este că sunt mai multe a spus doar Helegiu. Din nefericire, la Helegiu sunt destul de puțin copii. Este păcat că în celelalte sate unde există și unde să nu uităm, by the way, avem o persoană care îngrijește, da? Să știți că sunt evenimente, iar la Brătila chiar au avut anul și anul chiar și anul acesta au fost destul de mult. Și la Delei. Împreună cu biserica am avut școală de vară la Delei. În bibliotecă făcută, au o bază sportivă, dar sunt copii. La Brătila nu sunt copii. Domnul primar, am zis cu lădicele alea pentru cursor și pentru balat. Din cauza voastră. Foarte scump. Veniți. Ești de acord? Nu. O să facem la fel ca și până acum. Deci am luat în cap, l-am făcut și până acum. L-am făcut ce-am luat balat, dar nu facem și de ce de produs. Deci, da, să rămâi departe. O cutie... Nu au semnul, domnul Stoica. Domnul Stoica. Da, sunt rău. Da. Nu, deci am făcut niște calcule. Băieți, de ce nu trebuie? 2 metri care se poate trezi de la partea. Nu-i făcut dintr-o materială care sunt puțin. Poți peste 2-3 mili. Poți să nici le-ai face. Poți să faci din... Eu nu-ți poate mă ajută. Dar nu se poate ieși la aprobare. Nu mă, dacă la București sunt de 5 ani și nu merg, și așa nu merg de 5 ani. Ștenția nu ți-a făcut. Nu s-a de acolo, e acolo într-un județean. Dacă era acolo într-un județean, nu? Dar măcar luați bolați până la de învățat biserici acolo. Acolo când se întâlnesc mașin, e bordura aia care e făcută chiar în fața biserici, o mai e câteva poate rămâne în funcție de la urmă. Să ieși la urmă, n-aveți probleme. Vezi ca taifun, că am venit la urmă. Hai, domnul primar. Dacă mai sunt discuții. Cam că trebuie să fiu mai fermiță.